Cu prilejul Zilei Copiilor, la sala de sport a Clubului Copiilor din Pucioasa a avut loc a doua ediție a Festivalului de Arte Marțiale, concurs Open de Kata, organizat de Clubul Budokan. La această manifestare au participat peste 100 de copii din București, Ilfov, Brașov, Prahova și Dâmbovița. Astăzi se desfășoară la Pucioasa, la Clubul Copiilor Nicolae Mateescu, cea de-a doua ediție a Festivalului de Arte Marțiale, concurs de Kata. Este un concurs de arte marțiale care se află în calendarul Ministerului Educației Naționale, concurs interjudețean. Câți copii participă? Sunt în jur de 100 de copii care vin de la mai multe cluburi din județele apropiate. Sunt copii care vin din Prahova, din Brașov, București, Ilfov, Dâmbovița. Ce premii vor primi aceștia? Vor fi premiați toți cu diplome de participare, iar câștigătorii vor avea cupe, medalii și o mică jucărie de pluș. Cei prezenți au putut vedea reprezentații de karate, Shorin Ryu, Gujoriu, Shotokan, Jiu-Jitsu, autoapărare și Kobudo. Sunt niște activități demonstrative pe grupări, e vorba de gruparea de Shorin Ryu, Gojiriu, Shotokan, Shitoriu, după care va fi un concurs de kata cu medalii, diplome puse la dispoziție de Clubul Elevilor din Pucioasa. Printre cei care au participat la activitatea de la Pucioasa se numără și sportivi care reprezintă județul și țara la competiții importante. Frumos, foarte frumos. Da. Ce premii ați luat? Eu am luat locul 1 am luat. Și tu ce locul? Eu n-am concurat încă. Nicio. A concurat el, Mario. El și locul 3. Locul 3. Peste o lună. Este foarte interesant, aceasta este a doua ediție aici și au venit destul de mulți copii. La ce concursuri? Păi am fost la sute de concursuri și am fost prin toată țara. Acum plec pentru prima dată în Belgia, la pilotul național. La ce categorie? 15-17 ani. Am fost la multe concursuri, printre care unul în Londra, internațional, și unul în Constanța, tot internațional. La Londra am luat două locuri de 2 și în Constanța am luat locul 3. Acum mă duc într-un concurs în Belgia, am fost luată în lot și reprezint România. Este prima dată când participi? Nu. Nu? Ce premii ai luat? 1 și 3. Și aici cum ți se pare? Frumos. Colegii sunt competitivi? Da. Și cum ți se pare? Frumos. Frumos? Este prima dată când participi? Nu, e a treia oară. Și ce premii ai luat? 1. Aici ce premii ai luat? Al treilea.